În sfârșit, noi am ajuns la această temă la care ne foarte mult timp, treptat, pas cu pas, ajungeam. Noi am ajuns la tema formulele. Formulele sunt un tip de date care este foarte esențial pentru Excel și spune chiar caracteristic pentru această aplicație. Fiindcă formulele sunt acelea ce fac Excel-ul Excel. Acestea ne ajută foarte mult în crearea anumitor totaluri sau în general în calculările bazate pe baza de date. Deci, formulele sunt o parte interspersabilă a aplicației Microsoft Excel. Și acum, hai să, hai să fac o mică revizualizare. Fiindcă, în primul rând, noi am învățat tipul de date text, noi am învățat tipul de date apoi de valori numerice, tipul de date în formă de dată, și acum am venit să învățăm a patrulea tip de date, tipul de date formule. Formulele în sine sunt niște calculări. Și astăzi noi vom vorbi despre unele calculări de bază și unele formule foarte primitive, dar fără începutul, fără baza aceasta, noi nu vom putea avansa mai departe. Deci, haideți să începem cu însuși principiul formulelor. Sper că toți dintre voi știți despre matematică. Toți am trecut-o la școală, toți am avut niște probleme, poate cu acestea, niște succese în aceasta, dar oricum matematica a trecut prin noi toți și noi am trecut toți prin matematică. Și acum hai să ne aducem aminte, toate adunările, scăderile. Dacă dumneavoastră știți matematica bine, acest este un lucru minunat, dar dacă aveți niște puncte neclare cu aceasta, ca mine de exemplu, atunci Microsoft Excel va fi foarte mult de ajutor. Fiindcă pentru a crea un total în Microsoft Excel, noi nu trebuie să calculăm nimic de sens Nu trebuie doar să arătăm aplicației Microsoft Excel, ce noi dorim să facem și aceasta va face totul pentru noi. Este ca un fel de calculator foarte performant și foarte deștept. Ce înțelege niște comenzi foarte sofisticate și îndeplinește totul exact dacă noi îi vom explica totul cum trebuie. Deci, dacă am înțeles acest lucru că Microsoft Excel este ca un calculator foarte performant, iar uh, formulele în Microsoft Excel sunt asemănătoare cu acele din matematică, fiindcă aici sunt folosite aceleași funcții sau uh, funcții sau niște uh, parametri precum adunarea, scăderea, împărțirea, mulțirea și toate aceste lucruri. Deci, în sine este un lucru destul de logic și tipic. Hai, deci, hai să începem cu prima noastră formulă, cu una foarte simplă, dar oricum una destul de complexă pentru nivelul nostru. Deci noi avem uh, totalul noastre. Noi am scris acestea, dar nu am completat încă nimic în uh, celulele date. Hai să începem noi cu totalul pe luna ianuarie. După cum vedem uh, totalul în sine. Este simplu suma tuturor uh, tuturor cifrelor în total. Deci pentru a face un total, noi trebuie să adunăm toate datele noastre pe rând. Și acum a venit timpul să scriem prima noastră formulă. Formula totalului, totalului pe luna ianuarie. Pentru a da de înțeles aplicației Microsoft Excel că noi nu, când vrem să facem o formulă, noi trebuie să scriem uh, un fel de semn specific pentru o formule, semnul egal. Dacă inserăm acest semn, Microsoft Excel automat își va da seama că noi lucrăm acum cu o formulă și că el va trebui să calculeze în curând uh, niște, opera, va, niște date sau va, va trebui să îndeplinească niște operațiuni. Și acum e hai să începem calculările noastre. Deci prima noastră ca suma este pentru apă. Noi scriem totalul egal cu 1000 pentru apă plus 889 pentru electricitate plus 50 pentru transport plus 2500 pentru chirie și plus 150 pentru dulceri. Butonul Enter. Și după cum vedem, automat s-a făcut suma a tuturor facturilor noastre. Ați înțeles ce s-a întâmplat numai ce? A fost un lucru destul de simplu, nu? V-ați așteptat așa de mult la aceste formule, dar în sine ele nu sunt nimic mai complicat decât atâta. Am pus semnul egal și am calculat fiecare cifră în parte, sau fiecare număr separat. Da, aceasta este o metodă destul de bună, hai să zicem, de a face anumite calculări în Microsoft Excel. Este un exemplu destul de simplu de formule, dar este unul foarte, foarte foarte neplăcut asta bun eu. În primul rând, el necesită foarte mult lucru manual. Fiindcă, da, poate nou ne-a fost simplu, dar oricum, uitați-vă câte date noi trebuia să înscriem. Doar la 5 rânduri, adică doar la 5 date. Dar să presupunem că noi avem niște tabele sau niște liste de mii și sute, și zeci de mii de date. Și să stăm de fiecare dată să calculăm 1000 plus 889 plus 50 plus 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 va fi minim deranjant, maxim inutil și așa mai departe. Deci va, vom pierde foarte mult timp ce noi am putea să-l investim în lucruri cu mult mai interesante și mai utile. Și un alt problemă, o altă problemă sau o altă greșeală ce poate apărea cu această metodă de a calcula sunt, este deja factorul uman. Fiindcă noi suntem oameni și totuși put avem uh, această obișnuință de a greși, să presupunem că noi am scris în loc de 1000, am scris 10000 întâmplător, cu un 0 mai mult. Din uh, întâmplare am, am apăsat două ori pe o 0. Apăsăm Enter, Nu ni se pare că am scris formula corect și la total ni se afișează un număr absolut ridicol pentru tabelul nostru. La noi tabelul maxim ar fi 4000, dar el ne arată 13589. Și în cazul nostru când avem doar 5 date, este ușor să de, depistăm greșeala. Dar repet, când vom avea 1000 de date, să depistăm greșeala va fi extrem de greu. Fiindcă noi vom trebui să iar, iar să revizuim fiecare dată, să comparăm datele din tabel cu datele din uh, totalul nostru. Deci acest lucru va lua foarte mult timp. Timp ce noi poate nu-l avem. <coughs> de ce eu voi până când voi șterge acest 0? Uh, da, noi acum din nou avem o formulă corectă. Dar aș vrea să menționez încă un factor ce, ce poate face niște greșeli pentru noi sau poate aduce niște complicări. Faptul ce vreau să-l prezint este că acest tip de formulă nu este dinamică. Formula dată nu este dinamică, ce înseamnă că noi nu putem updata uh, datele dintr-o dată în ambele locuri. De exemplu, de dacă noi am să aminte că pentru transport am, nu am cheltuit 50 lei, dar am cheltuit 60 lei. Am o mică greșeală în calcule. Ne-am să că a fost 60 lei, noi punem 60 lei și, și, și nimic nu se schimbă. Fiindcă totalul nostru, cum a rămas cu 50 lei, așa și, așa și este cu 50 lei. Pentru a, a, face niște date mai precise, trebuie să schimbăm acum în două locuri aceste totaluri. Acum e totalul cu coincide și este unul veridic, dar noi trebuie să facem două schimbări de fiecare dată când dorim să schimbăm ceva. Și acest lucru, după cum înțelegi este unul foarte neplăcut și minuțios. Hai să revenim înapoi la datele noastre obișnuite. sunt datele noastre. Sper că ați înțeles acum ei că eu până acum nu în zadar am criticat atâta metoda aceasta, fiindcă există și o metodă mai utilă. Hai să ne reamintim acum cine cu făcut videoclipul anterior. Corect. Noi am lucrat cu referințele celulilor. Și acum acest gând sper că deja vă, vă, sugerează niște idei. Dacă noi în loc de cifrele noastre am înscrie nu cifrele din celule, dar însuși celulele cu cifre. Îndată ce noi vom înscrie în loc de cifre celulele, Excel va calcula de fiecare dată numele din celule. Adică Acum să, să vedem și cu, curând noi vom explica. În primul rând am șters, fiindcă acest uh, tip de tot suma este ridicol și voi face unul nou mai util. Vom pune semnul legal, specific pentru formule, și eu voi începe să tapez uh, numele sau numărul uh, special pentru coloane și pentru celule. Deci, celula cu care nu trebuie să începem apa este celula B4, noi inserăm B4, după cum vedem automat s-a luminat celula cu apă, plus, următoarea este B5, și după cum vedem când inserăm aceste celule, aplicația Microsoft Excel când va face acest calcul, el va vedea, bine, celula B4, noi intrăm în celula B4, vedem că în celula B4 avem 1000, el extrage acest număr, 1000, și îl calculează apoi plus următorul celulă, plus încă o celulă plus încă o celulă și așa face totalul nostru deja actual acest factor ne va ajuta în primul rând să evităm greșelile de tipar, fiindcă noi scriem doar numele celulei și în plus de fiecare dată când noi scriem o celulă nouă, nouă ne se evidențează cu o culoare diferită ce celulă ne-am selectat și noi putem în data, să observăm dacă am greșit vreo celulă sau dacă am comis vreo eroare în scrierea celulei această funcție este avilabilă din versiunea 2000, 2000 aplicației, după părerea mea, după cum țin minte eu corect. Este una simplă, este una foarte comodă și utilă pentru că ne ajută să înțelegem mai ușor ce ne-am selectat și ce va fi până în final calculat. Deci ne-am selectat toate datele necesare, apăsăm butonul Enter și vedem cum se întâmplă magia. Da, același total, dar acum ai realizat într-un mod mai diferit. În primul rând, mai sigur, și de o rând, cu mult mai interesant, pentru că uitați-vă ce acum noi avem. <coughs> acum e îndată cu anumite schimbări în tabelul nostru. De exemplu, iarăși, transport vom pune 60. Ați observat? Totalul nostru este 4599. Totalul nostru s-a mărit cu 10 lei. Hai să zic încă o dată. Atrageți atenția la totalul nostru. Acum el a scăzut cu 50 lei, am ieșit 4589. Și haideți să facem o diferență de o sumă mai mare, de exemplu de 150 lei, să facem în 1150 lei. Păsăm butonul Enter și uitați-vă atent la totalul nostru. 5589. După cum vedeți, totalul nostru automat updatează toate datele noastre. Și acest lucru este minunat, n-am ce spune. Este o metodă foarte utilă este o metodă ce ne salvează foarte mult timp, pentru că, în primul rând, sigură, al rând este dinamică și, al treilea rând, este cu mult mai interesantă, elementar. Pentru că acest tip de date deja este un pas către următorul tip și noi îl vom studia mai departe, ce ne va ajuta și mai mult să, utilize, să facem mai util această aplicație, fiindcă oricum noi deja trebuie să introducem de fiecare dată o celulă nouă și când vom avea peste 1000 de date, oricum va fi complicat să facem acest lucru. Deci, în continuare, noi vom studia metode și mai rapide și mai utile de a face acest lucru. Dar până când, până când, eu vă las pe dumneavoastră deja să încercați și aș sugera să, să completați toate totalurile deja de sinsătător. Total pentru februarie, martie, aprilie, și deja totalurile pentru facturi. Haideți să prima total pentru facturi, o vei face eu ca exemplu. În primul rând trebuie să introducem CSM semn. Corect, semnul legal. Introducem semnul legal. Din nou începem cu celula B4 plus celula C4 plus celula D4 și plus celula E4. Apasăm butonul Enter și acum avem totalul nostru. Vă sugerez foarte mult să intrați în esența acestui procedeu, să încercați de tot să, să faceți calculele și deja ne vedem în videoclipul viitor cu toate calculele voastre deja efectuate.